impresionant, aș spune, ce legătură au nămeții cu situația țării și cu Mihaela Rădulescu, o să vedeți imediat. Mihaela Rădulescu a formulat niște idei cu liniuță așa de la capăt, geniale, după părerea mea, apropo de ce bărbați ar trebui să iasă la dezăpezit. Nu-l nominalizează pe Gigi Becali, cred că nu-l cunoaște. Dar ea cunoaște o altă categorie de oameni și aici se dă de gol de-a dreptul, la modul ridicol, literalmente, și aș vrea un pic să zăbovim asupra chestiunii. Deci iată ce spune marea vedetă a României apropo de această situație dramatică cu zăpada. Toți cei care trag de fiare, sălile de sport din România, din București mai ales, sunt pline de bărbați tineri, ambițioși, în formă, foarte consecvenți cu construirea de sine sau măcar de masă musculară. Cred că ar fi câteva sute și cred că ar putea scoate măcar două, trei sate din nămeți. Deci ăsta este orizontul ei, evident. Ea a văzut că ninge afară și că nămeții sunt înalți și că mașinile sunt sub zăpadă și a spus, bă, dacă ăia de la sală, acolo a fost ultima oară la sală, da? Ar veni ăia și ar trage ăia de fiare. Asta este universul ei. Dar asta să vedeți mai departe. Urmează dansatorii din toate formațiile de muzică de pe la noi, indiferent de gen. Sunt tineri, antrenați, plini de mobilitate. Deci ea stătea și visa la blugilul ăla. Și compunea niște poezii dintre astea, niște versuri în proză pentru viitorul României, uitându-se la blugilul Dani Oțil, ăia cu leguma pe așa. Deci fiți atenți, dansatorii din toate formațiile, aș spune și din toate pozițiile, madame Rădulescu, sunt tineri, antrenați, plini de mobilitate, sigur n-au lopeți și nici de gând să le mânuiască, dar s-ar putea conta pe ei pentru încă vreo două sate. Trecem mai departe, sportivii de performanță, avem încă foarte multe cluburi sportive, chiar că nu mai sunt cluburi sportive, dar nu contează, ea se gândește la sportivi, nu la cluburi. Canotorie. La ce te uiți mai întâi când vezi un canotor? Păi n-aș putea să vă spun la ce mă uit mai întâi. Așa, canotori, fotbaliști, scrimeri, boxeri, handbaliști, rugbiști, gimnaști, tot le are pe asta cu gimnaștii. E o listă cuprinzătoare de brațe puternice. Dacă cineva sau ceva i-ar convinge să plece spre bătrânii îngropați de vii, în casele lor amărâte, încă vreo 3-4 sate ar fi rezolvate. Studenții din toată țara și tinerii, mușchiuloși, bineînțeles și ăștia, care ridică paturi și care când se urcă pe pat și scârție patul de la etajul 8, aude și ăla de la etajul 2. Da? Asta spune în continuare. Da? Care și-ar impresiona mai consistent iubitele ăștia cu paturile dacă ar pleca la războiul cu zăpada. Băi, eu am impresia că asta n-are pe nimeni. Mihaela Rădulescu a venit în țară și n-a găsit pe nimeni. Și nu știa cum să-și mai treacă de urât. E genială chestiunea asta. Proprietari de jeep-uri, ATV-uri, snowmobile. Pe unii am tot văzut în competiții de off-road, descurcându-se admirabil doar pentru plăcerea personală. Pe alții am văzut de protagoniști unor teribilisme rutiere enervante. Și mă gândeam ce bine le-ar face o acțiune umanitară, o plecare în aventura salvării de vieți omenești. Băieții de bani gata, păi fetele de bani gata ce au? Băieții de bani gata, clienții obișnuiți ai cluburilor de noapte, manechinii, vizitatorii din mall-uri, pătă-i paștele mamii ei, deci vizitatorii din mall, asta este, bă, populația Mihaele Rădulescu, vizitatorii din mall-uri, bă, ăia care se dau cu jeep-ul, conducătorii de BMW, ăștia să salveze țara. Madam, vreau să spun ceva, ca între amici, ești plecată cu... Da? Cum să pretind? Bă, dar în ce țară din lume să duc gimnaștii ăia care trag la fiare să dezbă? Să duc dacă stă casa lor acolo, e treaba lor, mă, stați un pic. Hă, fiecare să-și desfacă în fața buticului lui sau acolo când iese din bloc să-și dea cu lopata, o să se ducă ăla să dezăpezească sate, bă, poate are o treabă de făcut. Și stați un pic, și chestiunea asta cu să ne ducem cu toții, bă, la dezăpezit. Păi dar nu plătim impozite pentru chestiile astea? Pe drumurile astea nu se plătesc impozite, nu plătim impozit în fiecare an pentru casa pe care, în care locuim, deși e cumpărată de noi. Banii ăștia unde se duc? Trebuie să iasă cetățeanul care are de mers la serviciu să dezăpezească. Pentru asta de-aia avem armată, de-aia sunt oameni care sunt angajați pentru chestiunea asta. Sigur, dacă ești voluntar, n-ai decât să te duci să faci treaba asta, dar nu trebuie să... Acum să credem că orice cetățean de ăsta cu mușchii se duce și ridică o casă, cum vedem în desenele animate, că nu e chiar așa simplu, bă. Uluitor asta. Și mai avea un final aici, că nimic nu e mai excitant decât să știi bărbatul erou, dar nu de desene animate, ci de viață și moarte, de situații extreme în care el a fost important, util, poate chiar vital.
Păi am impresia că n-avea chiar pe nimeni. Nu l-o fi găsit la telefon pe oțin. S-o fi schimbat ăsta telefonul și a râvnit și ea la niște bărbați, a compus. Asta de Jurnalul Național era de publicat chestiunea. Bun, între timp Ion Sirian